Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, dacă tot dai la trafic cu condițiile de vizibilitate de nu știu unde, cu ceață, cu alea, cu așa mai departe, de ce nu zici, domnul Zafiu, și de intersecțiile fără vizibilitate din cauza panourilor publicitare și ale bannerilor și așa mai departe? Sunt trei panouri publicitare în județul Harghita. Pe cuvântul meu că ar trebui făcut o rubrică special pentru porcăriile astea. Am văzut că ieri, mă rog, a trecut prin Parlament o lege care interzice amplasarea panourilor publicitare și a construcțiilor în curbe și în intersecții, și mi se pare atât de târziu, adică lucrul ăsta trebuia făcut încă de acum 20 și ceva de ani. Pentru că sunt o mulțime de intersecții, cel puțin în București, pe unde circul eu, în care sunt puse panouri, sunt diverse bannere, construcții de-astea de floricele puse de primării și așa mai departe, nu vezi nimic. Intersecția asta de la Aerogării, unde am avut eu accidentul în urmă cu deja o lună, cred că se face curând o lună, acolo pe balustrada de la pasaj, balustrada aia, constructorul, el a avut minte. A făcut-o în așa fel încât să poți să vezi dacă vine vreo mașină din partea cealaltă, dacă vine vreunul care nu înțelege pe ce lume e și apucă pe contrasens. Acolo era prevăzută vizibilitate. Pe balustradă e pusă un banner acum, pe toată lățimea. Un banner care nu e nici măcar semi-transparent. Nu vezi nimic. Vinde ceva de mâncare sau măcar? Sau... La un magazin, n-au importanță firmele care își fac reclamă acolo. Vine agenția și zice, nu vreau un banner, am eu un loc foarte bun. Nu poți să nu te uiți la el, că reflex te uiți în partea aia să vezi, nu care cumva vine ceva din stânga. Dar știi că fiecare banner de ăsta, ca să poată fi afișat, are nevoie de autorizație. Da. Deci cumva era la bunul simț al celor care ofereau autorizații să nu dea autorizație în locuri de genul ăsta. Bun, acum nu știu cum procedează firmele de asigurări, dar cred că dacă ești o firmă de asigurări și trebuie să plătești mereu daune pentru accidente produse în locuri fără vizibilitate, îi dai în judecată pe aia care pun bannerele acolo, idei. Nu? Le-ai dat ideea acum. De ce nu? Că altfel nu cred că se poate regla chestiunea în niciun fel. Plus copaci, tufe. Acolo e mai greu, trebuie să dai în judecată. Mai țineți minte accidentul cu Theo Peter? Da. Nu? Cu angajatul ambasadei americane, care era într-un taxi sau s-a întâmplat ceva cu taximetrist, nu mai știu. Era într-un taxi. Sau Theo era într-un taxi. Și omul respectiv a scăpat pentru că a zis, dar nu se vedea semnul de circulație din pricina copacilor. Și adevărat, acolo au fost foarte multe accidente, dar ideea e că asta e strigător la cer. Acolo eu locuiesc oarecum în zonă. Și a avut și un prieten de-al meu un accident foarte grav acolo. Și am mai văzut și altele de-a lungul timpului, că vedeam mașinile, epavele pe colțurile intersecției. Și cu toate astea, nu s-a întâmplat nimic. Adică n-a venit nimeni să zică, bă, haideți să facem ceva, că nu se vede semnul. Știi? Dar oare ce ar trebui ca orașele noastre să fie administrate corect totuși? Și de bun simț. Adică e o chestie de bun simț. Mă, dacă treci prin intersecția aia și nu vezi și ai vreo legătură cu primăria, că sunt convins că și oamenii care lucrează în primării sau administrație sau la poliția rutieră, ei văd lucrurile astea. Nu raportează mai departe, nu spun, băi, în intersecția aia nu e vizibilitate, pentru că cineva a montat nu știu ce, sau pentru că a crescut copacul nu știu cum. Deci, probabil, pe urmă se lovește de niște formalități de-astea tipice statului român, în care îi zice, da, ok, ai dreptate, scrie un referat, trimite-l pe mail, după aia de număr de înregistrare, trebuie să ajungă la cutare, la cutare și se pierde undeva la un moment dat. Da, bun, în fine, una peste alta, asta e știrea, vestea bună, deputații au adoptat marți un proiect de lege care interzice amplasarea panourilor publicitare și a construcțiilor, cu excepția statuilor și monumentelor în curbe și în intersecții. Bine, am văzut în sectorul 3 undeva... S-apare statuia acum. Da, cineva a pus, se roacă primăria, a pus în nu știu ce intersecție, a pus un tobogan de iarbă, în care n-are nicio logică, niciun fel de... Un tobogan de iarbă, cuiva i s-a părut că ar fi frumos. Și din pricina acelui tobogan de iarbă, nu vezi în dreapta când vine ceva. Băi, vrei și peisagistică să arate orașul frumos, dar nu vrei că încurcă circulația. Hotărăște-te odată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.